Suntem în școala numărul 139. În clasele 1-8 sunt 864 de copii. Dintre aceștia, unii sunt pasionați de matematică, alții de biologie, desen, geografie sau istorie. Lui Andrei îi place basketul. Când avea 4 ani, a primit prima minge de basket. Din acel moment, nu a lăsat-o din mână. Acum, colecția lui are numai puțin de 23 de mingi de basket. De ce 23? Pentru că e numărul de pe tricoul lui Michael Jordan, primul basketbalist despre care Andrei a spus că este basketbalistul meu preferat. Yay! Haide, Spain! Haide, Spain! De avantaje, da? Nu, frate! Care scrie primul? Păi că ești fraier? Du-te! Nu! Conduce cu 2-1. Ia uzi că am preluat conducerea, n-ai vrut ca avantaj să-i luat-o. Jucam până la 3, da? Atunci terminăm repede. Mai vedem. Salut, îl cunoșteai pe Andrei? Da, eram prieteni foarte buni. Eu îi ziceam Costra, de la Costrachevici, numele de familie. Erați prieteni buni? Nu prea ne aveam chiar ca frații, dar ne înțelegeam destul de bine. Și am înțeles că jucați mult basket împreună, nu? Da, și la Steaua și la echipa școlii. Dar nu erați prieteni 100%, nu? Nu prea ne aveam chiar ca frații. Asta de ce? Era mai bun decât tine? Da, de vreo 50.000 de ori. Am înțeles că aveați și voi un joc de-al vostru. Da, înainte de fiecare antrenament făceam un pariu. Jucam unul la unul și cel care pierdea trebuia să aducă sucuri și apă pentru următorul antrenament. Și cine câștigă? Fiul le aducea mai de fiecare dată. O singură dată l-am bătut, bineînțeles, asta mai de mult. Hai, LeBron, mai jucăm și noi ceva azi? Te grăbești să pierzi? Mă grăbesc să te văd pe tine cum pierzi. Salut, îl cunoșteai pe Andrei? Da, îl cunoșteam pe Andrei. Nu știu sigur dacă și el mă cunoștea pe mine, dar probabil din vedere... Era cunoscut în școală? Da, era în echipa școlii de basket, era chiar și capitanul echipei. Ai vreo amintire personală legată de Andrei? Da. Odată tata a vrut să-mi cumpere o pereche de tenis, dar eu îmi doream o pereche de Adidas, Nike Air Pro 3. Ca lui Andrei, tata mi-a spus că eu nu joc basket și că n-are de ce să-mi iau. Și până la urmă, ți-a luat tata Adidas și sau tenis? Adidas și de fiecare dată când îi port, mă gândesc la Andrei și la tot ce s-a întâmplat. Fumatul este una din cauzele majore de îmbolnăvire și mortalitate în lume. Riscul cel mai important al consumului de tutun îl prezintă asupra sistemului cardiovascular. Mai precis, fumatul este unul dintre cei mai importanți factori de declanșare a atacului de cord, boli ale sistemului respirator și cancer, în special cancer la plămâni, cancer la laringe sau gură. Și miercuri avem meci important și primesc. Mi-a pus antrenament de 2 ori pe zi și nu mai am timp de nimica. Nasol. Deci, la mate... Trebuie să mai întind la mate. Bună! Ia! Și noi sper că n-ai uitat. Ia, frate. Da, tu ai mai încercat până acum? Da. Ce tare! Nu, numai că nu vreau, numai că nu cred că e o idee bună să fumezi tu. Serios? Da. Cine ți-a zis? Ești fraier. Hai că o să înțelegi tu când o să fii mai mare. Sau tu. Hai să merg. Fraier! Yeah.
trage în piept. Eu știu că este o modă acum. Să fii cool. În realitate, a fi cool nu înseamnă a fuma, a bea, a te droga, a avea cele mai la modă haine și așa mai departe. În realitate, a fi cool înseamnă a fi stăpân pe tine însuți. Pentru că numai așa poți să lași ceva în urma ta. Dacă te uiți în istorie, toți cei care au lăsat ceva în urma lor au fost oameni care au avut grijă de ei și de universul lor. E foarte bine să fii diferit. Dacă ceilalți spun despre tine că ești diferit, este foarte bine, că nu ești ca ei. Ia uite și pe ciudatul ăsta. Mi-a plăcut să nu fiu ca ceilalți, mi-a plăcut să nu fac prostiile pe care le făceau ceilalți, mi-a plăcut să nu consum alcool și să nu fumez. N-am fumat niciodată, n-am băut alcool în exces, nu m-am îmbătat așa cum făceau colegi de ai mei, nu m-am drogat niciodată și am fost foarte cool. Am o viață foarte frumoasă și foarte împlinită. Deci a fi... cool nu înseamnă a fi ca ceilalți. De ce un copil din clasele primare ajunge să încerce să consume droguri? De regulă se spune că anturajul face și desface. La vârsta respectivă, copilul își dorește să aibă un anturaj care să-l țină în centru atenției. Ca să devină, de exemplu, sportiv de performanță, trebuie să muncească foarte mult. Rezultatele nu se văd în acea perioadă, rezultatele probabil se vor vedea când copilul va trece de vârsta de 14-15 ani. Și atunci el are nevoie de un anturaj, are nevoie de o societate în care să-și desfășoare activitatea, în care să-și petreacă timpul liber. Și această societate, dacă nu suntem un pic atenți cu ea ca și părinți, ca și educatori, ca și instructori, ca și oameni care suntem responsabili pentru viitorul acestor copii, anturajul îi poate duce către consumul de stupefiante. Fără discuție, vârsta la care copiii au pornit sau pornesc pe acest drum este din ce în ce mai mică. N-am fumat niciodată. Când eram mai mic, erau niște vecini mai mari decât mine care s-au apucat de fumat și m-au împins și pe mine. Nu mi-a trebuit decât o dată să simt mirosul la gură și mi-am dat seama că nu îmi doresc asta niciodată, lucru care mi s-a adeverit apoi de multe ori, mirosul ăla de tutun, dacă erai fată, deloc nu e sexy să miroși. Dacă ești băiat, nici atâta nu prea te ajută. Deci, clar, cu tutunul n-am avut niciodată nicio treabă și, în afară de, să zicem, presiunea celor vecini mai mari decât mine care m-au împins odată, nici nu am simțit că dacă nu fumez, sunt dat la o parte sau nu sunt la fel de popular. Până la urmă, chestiile astea cred că sunt în capul nostru. Să credem că trebuie să fim ca alții pentru a fi acceptați. Nu trebuie neapărat să fim ca alții. Trebuie să fim niște oameni buni, trebuie să fim simpatici, să avem umor. Dar nu trebuie să fim neapărat ca alții, pentru că fiecare dintre noi e diferit. Și fiecare trebuie să-și găsească propriul lui drum. Instituția pe care o conduc, Forumul Antidrog, a avut, nu de curând, acum vreun an și jumătate, un caz în care a venit o mămică cu un băiat care avea doar 17 ani și care se apucase de consumul de stupefiante la 11 ani. Da. Și am stat și eu cu el de vorbă. Am zis, hai să văd ce l-a determinat totuși la 11 ani să se apuce de consumul de stupefiante. Aici probabil că am să fac o legătură cu un alt subiect care în ultima vreme se vehiculează cu altfel de dependență, deși eu personal nu le pun pe aceeași linie. E vorba de mersul la calculator. Copilul mi-a spus următorul lucru. Copilul. Da, era un copil la 17 ani, era un copil față de mine. Dom'le, aveam doi prieteni mai mari care aveau calculator cu internet și cu jocuri acasă. Chiuleam de la școală, mergeam la ei și ei se drogau. Se injectau cu heroină la momentul respectiv, cei doi prieteni ai lui, cădeau lați și atunci el avea tot timpul din lume calculatorul numai pentru el. Normal că l-am întrebat, bun, calculatorul, dar cum Dumnezeu la 11 ani totuși să te apuci de... Și aici am văzut ce făceau ei și cum făceau. A rămas
heroină în siringă și pur și simplu, curiozitatea m-a împins să o iau și să mă injectez. Și astfel s-a întrerupt copilăria unui tânăr la 11 ani. Salut, îl cunoșteai pe Andrei? Da, suntem colegi de clasă. El stă în banca din fața mea. Și cum te înțelegeai cu el? Nu prea vorbim, dar mai vorbim. Ți-ai dat seama cum e el așa ca băiat? Îl cunoști mai bine acum? Da, odată la geografie, pentru că lui nu prea îi place geografia. La o lucrare trebuia parcă să scriem care este capitala Surinamului. Eu am scris că este Mayongo în loc de Paramaribo. Și nu a fost în regulă, nu? Nu. Profa s-a prins, normal, și am luat amândoi 1. Ți-a părut rău? Te-ai supărat pe el? Nu, deoarece în pauză a venit și și-a cerut scuze. Consumul de marihuana provoacă atât dependență fizică cât și psihologică, iar consumul cronic poate determina nenumărate efecte fizice și mentale negative. Pe termen scurt, marihuana duce la reducerea abilităților de concentrare și coordonare, crește potențialul de infarct sau crește riscul de paranoia, halucinații și anxietate. Pe termen lung, creează un risc crescut de afecțiuni pulmonare cronice, inclusiv cancer pulmonar, și o dependență psihologică care determină un necesar tot mai mare de drog pentru obținerea acelorași efecte. Ci că penescu, că ce am, că nu mă mișc, că nu pătrun, că nu dau la coș, că mă mișc în reloare. I-am zis, eu nu mă mișc în reloare, sala se mișcă în reloare. Și gândiți-vă, dacă sala se mișcă în reloare, tu cum te miști? Te miști odată cu sala în reloare. Și Cică Penescu că mă scoate de pe teren. I-am zis, eu jucam cu 150, el mă scoate de pe teren. I-am zis, domn profesor, dar de ce mă schimbat? E vina mea că sala se mișcă în reloare? Ce ai, mă, nu vezi că mă distrez? Hai, te rog, vină cu noi! Mi-e bine aici! Bine, dacă vrei, noi suntem acolo! Cine e frate pitica asta? Ce vrea de la tine? Băi! Mi-am adus aminte. Eram la matematică și mă întreabă profa ce e la paralelipiped. Mă uită și la aia și mă gândeam, ce-o fi fumat ăla care a pus numele de paralelipiped? Păi și ce notă ai luat? 2, dacă nu știam ce e la paralelipiped. Băi, mai fumăm și noi ceva? Clar. Prima dată când l-am văzut, intra în clasa 4-a. L-am văzut jucând basket. M-am dus imediat la el și l-am întrebat dacă joacă într-o echipă. Și mi-a spus că nu. Mi s-a părut surprinzător. Un băiat cu potențial foarte talentat. Și l-am dus imediat la un prieten al meu, Bodoreanu, care antrenează la Steaua, în cupa 96-97. Până și el mi-a spus, mă, băiatul are ceva, merită să-l țin. Și l-am luat în echipă. Prima dată l-a băgat în grupa de băieți, de vârsta lui, 98-99. S-a descurcat foarte bine. Și după 6 luni l-a mutat în grupa 96-97. Alături de el am câștigat și în campionatul, am terminat pe locul 1 în țară. El a terminat goalgetter și a fost ales unul dintre cei mai buni jucători. După care s-a schimbat ceva așa cu el. Anturajul. Dar să știți că nu copiii de la noi de la școală, nu. Elevii noștri nu consumă așa ceva. Dar anturajul, dar mai mult ca sigur, cei din afara școlii. Am încercat și eu să stau de vorbă cu el și Bodoreanu a stat de vorbă cu el, dar el nega în bloc. Spunea că nu consumă așa ceva, că-ți vede de treabă și că ne facem noi niște filme. După care Bodoreanu l-a dat afară de la Steaua, eu l-am păstrat în echipă. Nu mai puteam să-l țin ca titular pentru că nu mai dădea randament. M-am gândit că dacă îl păstrez poate o să se schimbe, dar nu și-a dat seama, nu? Deloc.
Heroina este unul dintre cele mai puternice și periculoase droguri. Unul dintre motivele pentru care trebuie să ne ferim de heroină este faptul că poate produce dependența de la prima doză. Mai mult, o doză crescută de heroină, așa numită supradoză, poate fi fatală. Supradozările sunt frecvente, deoarece potența produsului cumpărat de pe piața drogurilor este imprevizibilă. Consumatorii de heroină sunt predispuși infectării cu HIV sau virusul hepatitei A, B sau C. De asemenea, pot apărea carii dentare, reducerea masei musculare, pneumonii, probleme cardiovasculare și respiratorii sau probleme la nivelul aparatului urinar. Ceasul. E 6. Într-o oră am antrenament. Iar se supără pe Nescu că nu mă duc. Mai dă-l încolo pe Penescu. Oricum e un fraier. Mie îmi place de el. M-aș duce. Mă duc mâine. Cred că diriga începe să se prindă. Și aia de istorie. Andrei! Andrei, ce s-a întâmplat? Andrei! Andrei, ce s-a întâmplat? Zi ceva, Andrei! Zi ceva! Andrei! Zi ceva! Andrei, respiră! Zi ceva! Păi, Andrei! Dumnezeule, ce ai făcut? Băi, copii! Chemați o ambulanță! Sunați la 112, repede! Mi-a plăcut de Andrei 7 luni și 2 săptămâni. Mi-e dor de el. Sper că o să fie bine. Durere, panică, singurătate, amețeală, senzație de vomă, vrea să se ridice. Nu poate. Șansele de supraviețuire ale lui Andrei sunt de 40%. Andrei e singur. Basket, LeBron, seringi, heroină, ace, negru, e totul negru. Oricât de ușor ar fi un drog, poate să-ți devieze viața în cel mai rău sens posibil. Oricât de mișto e să ne distrăm și oricât de buni prieteni am fi în gașcă cu cei care sunt consumatori de droguri, drogul este de fapt o cale de a fugi de tine însuți, de a nu vedea realitatea. Știu că sunt foarte mulți cei care nu văd așa lucrurile și care spun că, de exemplu, consumul de marihuana, nu, că se consumă marihuana și în terapii medicale și în medicină se folosește. Știu că nu e adevărat că e doar marihuana, o consum doar pentru moment. Spun de marihuana pentru că se consumă în rândul
elevilor de școală generală și liceilor foarte mult. Dar marihuana este un drog ca toate celelalte care ți-a mințile, care te duce într-o lume care nu este adevărată. Și cred că pierzi, de fapt, realitatea omului care ești și care urmează să devii. De asta eu mă lupt din răsputeri să transmit mesajul ăsta, că dincolo de distracție, dincolo de ce spun ceilalți, cum că s-ar folosi anumite droguri în terapii medicale, dincolo de, există un singur lucru care este clar. Orice drog îți deviază mintea de la realitate. Și realitatea din jurul nostru este atât de frumoasă, dacă știi să ți-o faci frumoasă, dacă știi să trăiești, încât este mare păcat să pierzi doar pentru că X sau Y persoană îți vorbesc din visele lor, din imaginația, din basmele lor. Cred că fiecare copil, fiecare om trebuie să trăiască așa cum vrea el, neinfluențat de ceilalți. Și este greșit. Este un lucru despre care toată lumea știe că este greșit. Drogul este un lucru greșit. În școală am avut colegi care fumau, am avut colegi care începuseră să bea alcool, erau chiar foarte mici. Astea cred că făceau parte din șmecheriile vârstei. Dar din niște copii foarte buni au ajuns niște epave. Dacă nu îți construiești fiecare zi cu bucurie și dacă nu ai grijă de tine, să te concentrezi pe lucrurile frumoase, indiferent de ce fac ceilalți în jurul tău, nu ai nicio șansă să faci ceva cu viața ta, să fii un exemplu. Niciunul dintre prietenii sau colegii mei care au început să fumeze foarte repede nu s-a oprit acolo. Și niciunul dintre cei care au încercat și alte droguri n-au avut viața pe care au visat-o. Fiecare om are drumul lui și poate să devină contabil, poate să devină avocat, eu știu, fotbalist, sportiv sau artist. Poate să devină foarte multe lucruri. Dacă te apuci de droguri, niciunul dintre lucrurile astea nu o să ți se întâmple. Asta e foarte clar. An de an am tot văzut dependenți de heroină din ce în ce mai mult. Și în mintea mea era bine întipărit faptul că heroina injectabilă este drogul cel mai periculos care există în lume. Odată este foarte importantă calea de administrare, pentru că aceste substanțe pot fi fumate în țigară, pot fi trase pe nas, prizate, așa cum este și cocaina, sau se pot injecta. Bineînțeles, gravitatea și timpul de apariție a dependenței nu sunt similare în cele trei situații. Pentru cei care folosesc seringa, dependența, zic eu, că se instalează extrem de rapid și de brutal. Aș vrea să mai fac încă o subliniere despre calea de administrare. Întâlnesc tineri adolescenți care îmi spun, domnule, până acum puțin timp îmi era nespus de frică de ace, nespus de frică de seringă, și totuși ajung să folosească seringa. Pentru mine este cutremurător, întrucât o substanță deosebit de toxică până la urmă este aruncată direct în fluxul sanguin. Și de acolo merge atât la creier pentru a da efectele specifice, efectele căutate, cât și în tot organismul se răspândește către celelalte organe și sisteme, fiind responsabilă de transmiterea hepatitei C, transmiterea hepatitei B și ceea ce ne îngrozește un pic mai tare, virusul HIV, SIDA, cum îi zice toată lumea, care a început să fie din ce în ce mai răspândit. Bun. Aceste probleme fizice, mai ales la cineva care avea un organism mai slăbit, mai ales la cineva care poate că avea oarecare problemă cardiacă dinainte, pot duce până la deces. S-ar putea ca un copil de vârsta pe care o vizăm noi acum să nu-și dea seama că a fumat o țigară cu iarbă sau o țigară normală. Pentru că el nu știe ce e țigară.
El nu poate să fie un fumător care să discearnă dacă țigarea lui are în ea cannabis, marihuana, heroină sau mai știu ce Dumnezeu, sau are tutun pur și simplu. Pentru că, de regulă, traficanții de droguri provin din rândul consumatorilor. Cum asta? E normal și firesc ca la un moment dat să se termine resursele materiale. Și ca să-ți poți asigura consumul, trebuie să deschizi o piață pe care să vinzi, astfel încât tu să-ți asiguri consumul. Și cred că această perioadă este o perioadă în care copiii sunt supuși acestei tentații și acestui bombardament zi de zi. Nu știm niciodată când un coleg de liceu sau un copil de liceu sau altcineva mai în vârstă va încerca să-i conrupă pe această cale. Ce putem face este să le oferim informația corectă, să avem în permanentă grijă cu cine, când și cum este copilul nostru și, bineînțeles, să ținem o legătură permanentă cu educatorii. Suntem în apropierea școlii 139. Cei 864 de copii pasionați de matematică, biologie, desen, geografie, istorie sau basket au continuat să meargă la școală, la antrenamente, să învețe pentru lucrări sau să participe la olimpiade. Andrei a lipsit de la școală 2 luni. Au trecut 2 luni de când nu a mai fumat și nu a luat heroină. Au trecut 2 luni în care s-a gândit de cel puțin 5 ori pe zi cum ar fi să fumeze și să ia heroină. Au trecut 2 luni în care și-a aruncat cele 23 de mingi de basket. Apoi și-a cumpărat o altă minge, una nouă. Au trecut 2 luni în care și-a imaginat cum ar fi să joace basket din nou, să meargă la școală, să învețe pentru lucrări, să dribleze, să arunce la coș, să pătrundă. Au trecut 2 luni în care Andrei și-a dorit ca totul să fie măcar pentru încă o zi, ca înainte. Te baci? Coșul de basket, mingea, adversarii, dribling. Altfel, 864 de copii care te privesc altfel. Pentru că te admiră, nu pentru că le e milă de tine. Pentru că nu te droghezi, pentru că nu fumezi. Pentru că ești cel mai bun jucător de basket din școală. Aha, deci te crezi James LeBron. Eu joc cu Dani și Alex. Cum vrei tu, oricum pierzi. Dragii mei, am o fetiță de 7 ani care e la școală, în clasa 1, o să vă ajungă imediat. Voi sunteți cei care o să fiți un exemplu pentru ea și pentru generația ei. Încercați să nu vă lăsați păcăliți de ceea ce vedeți în jurul vostru și încercați să nu vă lăsați influențați de exemplele negative. Gândiți-vă cât de ușor este să distrugi un lucru și cât de greu este să construiești ceva frumos. Dacă vreți să lăsați ceva în urma voastră cu adevărat, nu vă lăsați păcăliți, nu vă drogați, nu fumați, nu beți alcool. Astea sunt lucruri care distrug mintea, sunt lucruri care te bagă într-o lume ireală și care te fac să pierzi de fapt contactul cu realitatea. Și dacă o să aveți grijă de voi, vă promit că o să aveți o viață fericită. Nu-ți fie teamă să fii diferit. Chit că alții te îndeamnă să încerci țigări sau droguri, nu te lăsa păcălit. În general, oamenii care au făcut cu adevărat ceva în viață, cei care au schimbat lumea, cei care sunt cu adevărat fericiți, în copilărie au fost niște copii diferiți, așa încât ție să nu-ți fie teamă să fii diferit și nu te lăsa păcălit de droguri.